stă scris la lege și la mărturie. În epistola către Efeseni, capitolul 6, cu versetul 10, stă scris Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Creștinul trebuie să stea drept în timp ce locuiește cu cei decăzuți și necredincioși. Cu o inimă predată lui Dumnezeu și umplut de Duhul Sfânt, el va vedea multe lucruri de plâns în timp ce este înconjurată de călcătorii legii lui Dumnezeu, cei care sunt de partea marelui vrășmaș, cei care și-au rupt legământul cu Dumnezeul cerurilor. Faptul că nelegiuirea abundă este un motiv puternic pentru creștin să fie veghetor și silitor, credincios în serviciul maestrului său ca să poată reprezenta în mod corect religia lui Iisus Hristos. Din toate părțile, luptătorul creștin va auzi de comploturi, trădare și declarații de revoltă din partea celor care disprețuiesc legea lui Dumnezeu. Toate acestea ar trebui să-i sporească zelul de a se comporta ca un veghetor credincios pentru Dumnezeu și să depună orice efort pentru a determina suflete să se înroleze sub steagul pătat de sânge al prințului Emanuel. Cu cât mai dens este întunericul moral, cu atât mai stăruitor trebuie să fie efortul său de a umbla cu Dumnezeu Astfel ca lumina și puterea de la el să se reflecte asupra celor din întuneric. Dragostea creștinilor autentici nu se va răci din cauza nelegirii care abundă în jur. În timp ce societatea devine din ce în ce mai coruptă, ca în zilele lui Noe și Lot, vor exista manifestări de durere sufletească pentru păcătoși înșelați, amăgiți. Și gata de pieire, care se îndreaptă spre soarta nelegiților care au pierit în apele potopului și în flăcările Sodomei. Avem foarte puțină vreme pentru a avertiza de pericol. Apoi, Hristos va veni și această scenă de revoltă va lua sfârșit. Mai mult ca niciodată în trecut, trebuie ținut piept păcatului puterilor întunericului. Timpul cere o activitate energică și hotărâtă din partea celor care cred adevărul prezent. Ei trebuie să transmită adevărul atât prin afirmarea principiului, cât și prin exemplu. Dacă timpul pare prea lung în așteptarea venirii eliberatorului, dacă doborâți de întristare sau obosiți de trudă, am devenit nerăbdător să ne încheiem misiunea și să primim o onorabilă eliberare din luptă, să ne aducem aminte și fie ca această reamintire să năbușe orice murmur că Dumnezeu ne lasă pe pământ să suportăm furtunile și conflictele pentru a ne desăvârși caracterul creștin și a deveni mai apropiați de Dumnezeu, Tatăl nostru, și de Hristos, fratele nostru mai mare, și să lucrăm pentru Maestru la câștigarea multor suflete la Hristos.